Prin ajutorul Bunului Dumnezeu suntem din nou în casa Lui și dorim în continuare să rămânem în mâna Lui. Domnul să se ocupe de noi și să ne poarte, să ne păstreze pentru Sfânta Lui Împărăție. Aceasta în vremuri bune sau în vremuri mai puțin bune, grele. Astăzi, lecția fericirea suferințelor pentru sau cu Domnul. Am vorbit în lecția anterioară despre diferite situații, diferite stări de fericire pe care le au cei credincioși. Acum ne vom opri să observăm că chiar și atunci când suferim, ceea ce în mod normal nu s-ar asocia cu fericirea, cei credincioși totuși au parte de o adevărată fericire. Și trebuie să vorbim și despre aceasta, pentru că suferința este o stare omniprezentă în umanitate. Chiar dacă oamenii depun eforturi uriașe pentru a scăpa de ea, viața conține în mod inevitabil și adesea neașteptat multă suferință. În Cartea Judecători avem un exemplu în capitolul 11, care evidențiază cât de aproape poate să fie suferința de fiecare om și cât de nebănuită este ea. Este scris aici despre Iefta, citesc versetul 31, el a spus în juruința lui, oricine va ieși pe porțile casei mele înaintea mea la întoarcerea mea, rețineți, fericită. Considerat, dacă voi câștiga războiul, sunt fericit. Așa s-a întâmplat, dar el a rostit următoarele cuvinte. Va fi închinat Domnului și îl voi aduce ca ardere de tot. Războiul s-a consumat, biruința a fost de partea lui și scrie de la versetul 34, Iefta s-a întors acasă la Mițpa și iată că fiica s-a sejit înainte cu timpane și jocuri. Era și asta bucuroasă, fericită. Tata a fost conducătorul armatei victorioase. Era singurului copil, n-avea fii, nici altă fată. Cum a văzut-o el și-a rupt hainele și a zis, ah, fata mea, adânc mă lovești și mă tulburi. Am făcut o jurință Domnului și nu pot întoarce. Și iată că fericirea dintr-o dată a fost frântă de ceea ce în mod normal trebuia să urmeze și a și urmat. Solomon scria în Cartea Eclesiastul în capitolul 7, despre alternanța dintre suferință și absența ei. Eclesiastul 7:14. În ziua fericirii, fii fericit. Și în ziua nenorocirii, gândește-te că Dumnezeu a făcut și pe una și pe cealaltă. Dar nu știm ziua de mâine din care categorie face parte. Pentru că el scria în continuare, pentru ca omul să nu poată ști nimic din ce va fi după el, din ceea ce îi rezervă viitorul. Totuși, chiar în aceste condiții, în condiția omniprezenței suferinței și a apariției surprinzătoare, deși nedorite, vrem să punem în cântar cuvintele Apostolului Petru, care scria 1 Petru capitolul 4, versetul 14, și cu aceasta să ne convingem de adevărul învățăturii apostolice, 1 Petru 4:14. Dacă sunteți batjocoriți pentru numele Lui Hristos, deci noi vorbim de suferința pentru Domnul, ferice de voi, a fost corect apostolul în ceea ce a spus? Din ceea ce vom studia din Scriptură, vom vedea că El a vorbit adevărul. Dacă avem de suferit pentru Domnul Hristos, face și aceasta parte din fericire, din adevăratele fericiri pe care noi le studiem în vremea aceasta. Credincioșii trebuie să fie sub acest aspect ca și vulturii, care, deși surprinși de furtună, știți că la munte furtunile sunt mai frecvente, în funcție de poziția aripilor și altitudinea la care ei aleg să zboare, se pot lăsa coborâți de furtună, ridicați sau chiar se pot poziționa
deasupra ei. Dar să observăm mai întâi, cum am făcut și eu în alte lecții, o viață fără suferințe pentru Domn. Vom vedea că de suferințe au parte toți, dar suferința pentru Domnul este voluntară. Și cei ce nu vor să aibă de-a face cu Domnul, nu îi sunt credincioși, pot să evite suferința pentru Domnul. De exemplu, dacă este o prigoană, ei se pot lepăda, pot să trădeze, pot să mintă și scap de suferința pentru Domnul. Această suferință este voluntară. Așa cum spunea Domnul Hristos, nimeni nu mi-a viața cu sila. Am putere să o dau sau nu? Oamenii care vor să evite suferința pentru Domnul, de fapt vor să trăiască în fericire, de aceea vor să scape de suferința aceasta. Să nu fie prigoniți, batjocoriți, să nu fie bătuți, să nu suferă, să nu aibă parte de alte represalii sau restrângerea libertăților lor. Iov vorbea în cartea sa, citim din capitolul 15, despre categoria aceasta de oameni care nu vor să aibă de-a face cu Dumnezeu și umblă orbește, aș spune, după fericire, deși nici viața lor nu e scutită de suferință. Iov 15, citim de la versetul 20. Omul cel rău își duce în neliniște toate zilele vieții, toți anii de care are parte cel nelejuit. Țipete de spaimă răsună în urechile lui, în mijlocul fericirii lui, pustiitorul se va arunca asupra lui. El nu trage nădejde să scape din întuneric, vede sabia care la amenință aleargă încoace și încolo să caute pâine, știe că l-așteaptă ziua întunericului, necazul și neliniștea îl înspăimântă și se aruncă asupra lui ca un împărat gata de luptă. Căci a ridicat mâna împotriva lui Dumnezeu, s-a împotrivit celui atotputernic. Deci viața oamenilor care nu vor să sufere pentru Domnul e caracterizată tot de suferință, deși ei fug de ea, dar adesea nimeresc exact în lațul suferinței. Moise spunea în rugăciunea sa, citim din Psalmul 90, că omul privind în urmă la viață trebuie să recunoască ceea ce conține ea. Psalmul 90, versetul 10. Anii vieții noastre se ridică la 70 de ani, iar pentru cei mai tari la 80 de ani. Pentru că, observați, facem ce facem, bătrânim vrând nevrând, slăbim, boli și așa mai departe. Și atenție. Și lucrul care se mândrește omul, adică ceea ce ar fi mai de frunte, mai de căutat, de evidențiat în timpul lor, adică acelor 70-80 de ani, nu este decât trudă și durere. Nu-i trudă fără durere, e cu durere. Că-și trece iute și noi zburăm. Asta valabil pentru toți oamenii. Sau spunea Apostolul Pavel în 1 Tesaloniceni 5:3, când vor zice pace și liniște, adică asta își doresc oamenii, să aibă pace, liniște, o prăpădenie neașteptat. Pe cei răi suferința, durerea îi surprinde, pentru că ei nu se așteaptă la așa ceva, măcar că gândul lor, de altfel conștiința lor, îi condamnă și le spune că trebuie să vină așa ceva peste viața lor. Ceea ce este însă mai trist în cazul celor de afară este sfârșitul lor. Nu doar în sensul că sufăr și mor, în sensul că suferința fără Domnul este nefericită, îi lipsește orice justificare, orice speranță. Oamenii mor fără pic de bucurie. Finalul este unul fără nicio nădejde. De aceea ei fug de suferință, pentru că știu că pe măsură ce anii trec, suferința îi înghesuie și nu se așteaptă la ceva mai bun, chiar dacă și-ar dori asta din toată inima lor. Citim din Psalmul 73, unde Asaf, într-o primă imagine, îi vede pe cei de afară fericiți.
Apoi, dintr-o dată, când îi studiază în profunzime și în mod special în perspectivă, scria el în versetul 3 mai întâi, că mă uitam cu jin la cine socotiți și vedeam fericirea celor răi, o fericire foarte efemeră. Iar finalul este fără speranță. Citim de la versetul 17. Am luat seama la soarta de la urma celor răi, da, tu îi pui în locuri alunecoase și îi arunci în prăpăd. Cum sunt nimiciți într-o clipă, sunt pierduți, prăpădiți printr-un sfârșit năprasnic. Ca un vis la deșteptare, așa-i lepezi chipul, Doamne, la deșteptarea Ta. Iată o diferență între noi și cei de afară. Cei de afară suferă fără Domnul, pentru că și-au vrut să se bucure fără Domnul. Și suferința fără El e o durere neanesteziată, o durere din care n-au niciun fel de bucurie, nicio fericire. Iar finalul etern va fi unul și mai critic, chiar fără măsură și fără limite în durere, scrie în Apocalipsa capitolul 14, despre un înger care anunță durerea chinului etern. Citim de la versetele 9 la 11. Apoi a urmat un alt înger, al treilea, și a zis cu glas tare: dar să se închină cineva fiare și icoanei ei și primește semnul ei pe frunte sau pe mână, va bea și el din vinul mâniei lui Dumnezeu turnat neamestecat. Noi îl bem amestecat, adică Dumnezeu ne îndulcește durerile. Pentru ei nu există niciun amestec de fericire, adică din toate ceea ce conține compoziția durerilor, nu există nimic care să le liniștească durerea. Nici o formă de speranță. Va fi chinuit în foc și în pucioasă înaintea Sfinților Îngeri și înaintea Mielului și fumul chinurilor se suie în sus în vecii vecilor. Și nici ziua, nici noaptea n-au odihnă. Aici este exprimată durerea în toată dimensiunea ei. Cei ce se închină fiare și icoanei ei și oricine primește semnul numelui ei. Adică oricine se rupe total de Dumnezeu și vrea să trăiască pentru lume și diavolul, va avea parte de o suferință întreagă. Să ne amintim de bogatul din pilda spuse Domnul Hristos, Luca 16. N-avea nici măcar un strop de apă să-și stâmpere setea în văpaia aceea. Este o altă dovadă, o altă imagine a unei suferințe ce nu cunoaște limitele. Lazar de acolo a suferit și el. Dar se pare că nu și-a dorit decât minimum necesar pentru viață, scrie textul, dorea doar să se sature cu roșcovelele, cu fărămiturile, fiul risipitorului cu roșcovelele, capitolul anterior, care cădeau de la masa stăpânului. Este normal să-ți dorești să ai pâinea cei toate zilele, dar când scrie Domnul acolo că și-a ales cele rele, prin aceasta înțeleg că și-a acceptat condiția în care a trăit. Pentru că celor credincioși chiar în suferință vom vedea în partea a doua lecției noastre, Dumnezeu le dă un har, o anumită stare ca să o poată suporta. Aceeași realitate nedorită apare menționată în plângerea lui Ieremia, atunci când evreii au fost pedepsiți de Domnul, dar întâi au fost părăsiți de Domnul. După cum a văzut profetul că s-a îndepărtat slava Domnului, Domnul a părăsit țara, i-a lăsat pe mâna chinuitorilor și ei sufereau fără Domnul. Plângeri, capitolul 3, citesc de la versetul 17. Mi-ai luat pacea și nu mai cunosc fericirea. Și am zis, s-a dus puterea mea de viață și nu m-am nici o nădejde în Domnul. Capitolul 4, de la versetul 9. Diferite grade de suferință, dar toate fără Domnul. Cei ce pierd uciși de sabie sunt mai fericiți decât cei ce pierd de foame, care ca slăiți de puteri din lipsa roadelor câmpului. Femeia cu toată mila lor, femeile, își fierb copiii care le slujesc ca hrană în mijlocul prăpădului fiicii poporului meu, inclusiv această stare de canibalism maximă dovedește lipsa lor de orice sentiment chiar natural
de orice stare care să mai conțină în ea ceva bun. Doamne, ferește-ne de toate acestea. Vă mai dau încă un exemplu în persoana lui Ioram, fiul lui Iosafat, cartea a doua cronicilor, capitolul 21, un împărat care a avut un tată credincios, dar el a fost un împărat idolatru și rău. Profetul Ilie l-a anunțat printr-o scrisoare asupra sentinței divine, pentru că el l-a părăsit pe Domnul, urma să sufere fără Domnul. Iată, împlinirea acestei profeții, acestei pedepse, 2 Cronici 21, citesc din versetul 18, în continuare, după toate acestea, Domnul a lovit cu o boală de mărutaie care era fără leac. Ea s-a îngreunat din zi în zi și pe la sfârșitul anului al doilea i-a ieșit lui Ioram măruntaiele din pricina tăriei bolii. A murit în dureri grele și poporul lui n-ar stămâi în cinstea lui cum făcuse pentru părinții lui. L-au îngropat în cetatea lui David, dar nu în mormintele împăraților. Murit fără nicio speranță. Mi-am amintit despre situația unui a căzut de la credință care și-a permis să păcătuiască și chiar să pretindă apoi că este omul lui Dumnezeu, l-a lovit o boală, fără să ajungă să îmbătrânească și în durerile cumplite din ultima fază spunea să mă ia cine vrea, dar nu mai suport, atât fizic cât și sufletești. Dar noi știm că și moartea nu curmă durerile și omul doar trece într-o altă dimensiune pentru ca după judecata din ziua de apoi să suporte chinul etern. Așadar, cei de afară care încearcă să evite suferința au parte de o suferință mai dură decât noi. De ce femeile din lume, de exemplu, evită să fie mame? Să nu sufere, să le fie mai frumoasă viața, mai bună. De ce, în general, unii credincioși, firești, fără credință suficientă, nu vor să se arate ca și credincioși, să se strecoare, ca să evite suferința, care v-am spus că este voluntară suferința pentru Domnul. Numai că prin aceasta ei, de fapt, se așează într-o altă categorie de oameni suferinți, ce sufer mai greu. Spunea Apostolul Pavel în Galateni 6, ceva ce trebuie să știm și de ceea ce să ne ferim. Versetul 12, toți cei ce umblă după plăcerea oamenilor, vă silesc să primiți terea împrejur numai ca să nu sufere ei pentru crucea lui Hristos. Asta e suferințe care pot să scape. Și ca să nu fie prigoniți de iudei, știți cum a avut parte Apostolul Pavel, că peste tot erau tot după el, să tăiau împrejur și să dădeau drept iudei. Însă el nu s-a asociat cu ei, i-a și condamnat, versetul 14, și cât despre sine a spus, în ce mă privește, departe de mine gândul să mă laud cu altceva decât cu crucea Domnului nostru Iisus Hristos, adică eu mi-am ales suferința ca și Domnul Hristos, prin care lumea este răstignită față de mine și eu față de lume. Așadar să trecem în tabăra noastră, sau mai exact spus în tabăra Domnului, și să vedem cum suferim aici, așa cum scrie și în Evrei capitolul 13, citesc de la versetul 12, de aceea și Iisus, ca să sfințească norodul cu însuși sângele său, a pătimit dincolo de poartă. Să ieșim dar afară din tabără la el și să suferim ocara lui. Să nu privim la ocară, să privim la faptul că suntem împreună cu el. Noi am ieșit la el și ceea ce suportăm, suportăm din pricina lui. Însă tot datorită lui vom moșteni apoi marea fericire eternă, dar și aici vom vedea că tot este o fericire în a suferi cu Domnul sau a suferi pentru Domnul. În primul rând vreau să observăm că suferința pentru numele Domnului, pentru Evanghelie, pentru credință, este permanentă. Chiar dacă este diferită în intensitate, noi suntem acum în vreme de libertate și suferința pentru Domnul este minimă, dar ea există, de la reproșuri, anumite nedreptăți, dezavantaje. Însă, în vremuri de persecuție,
Suferința pentru Domnul poate presupune și martirajul sau alte și alte greutăți, pierderi de bunuri materiale, bătăi și așa mai departe. Să ne amintim mai întâi cum a trăit Domnul pe pământ. Isaia 53, versetele 3 și 4. Disprețuit și părăsit de oameni, om al durerii și obișnuit cu suferința. Versetul 4. El suferințele noastre le-a purtat și durerile noastre le-a luat asupra Lui. Așadar, cea mai mare suferință a căzut peste El și deși asta era a noastră, ceea ce suferim noi lângă El e doar partea ce ne-a rămas. Suferințele și durerile noastre le-a luat pentru că oamenii, datorită păcatului, ar fi trebuit să sufere un chin etern, cum vor și suferi cei ce nu sunt cu Domnul. Însă Domnul le-a luat acestea asupra Lui, a luat și chiar bolile și pe atâția i-a vindecat și pe atâția îi alină în durere. Domnul spunea când și-a început misiunea, în predica de pe munte, Matei capitolul 5, e o listă de fericiri și vreau să observați că Domnul fericește pe cei ce suferă. Că doar de la Domnul a învățat Petru această lecție, deși Petru până a învățat-o a încercat și el să fugă de suferință. Matei capitolul 5, de la versetul 10. Ferice de cei prigoniți din pricina neprihănirii, căci a lor este împărăția celor. Iată ce câștigă cei ce suferă. Ferice de voi când din pricina mea oamenii vă vor ocărî, vă vor prigoni și vor spune tot felul de lucruri rele și neadevărate împotriva voastră. Bucurați-vă și veseliți-vă pentru că răsplata voastră este mare în cerul, căci tot așa au prigonit pe prorocii care au fost înainte de voi. Deci, cum să nu fii fericit când chiar îți spune să te bucuri? Numai un om fericit se poate bucura. Luca a notat puțin diferit cuvintele Domnului Hristos, capitolul 6, versetul 23, bucurați-vă ziua aceea și săltați de veselie. Deci se poate spune, slăvit să fie Domnul, mă bucur. Da, e scris despre apostol că după ce au primit bătaie s-au bucurat. Au considerat că sunt și ei cu Domnul și au socotit că este o onoare să fie pedepsiți pentru El. Și ca să fim pe deplin liniștiți, scrie aici în continuare, pentru că răsplata voastră este mare. Și așa s-a întâmplat și cu alții. Să nu credem că suntem numai noi cei nedreptățiți, cei afectați de suferință. Apostolul Pavel, când s-a întors la Domnul, ca unul care i-a făcut el pe alții să suferă, a fost învățat lecția aceasta și scrie în Fapte 9, că atunci când l-a trimis Domnul pe Anania la el, printre altele i-a spus, versetul 16, îi voi arăta tot ce trebuie să sufere pentru numele Meu. Și a suferit, el are o listă întreagă de suferințe prin care a trecut. Hai să o privim puțin, știți că oamenii obișnuiesc să își povestească întâmplările de pe front. Pavel a fost pe multe fronturi de luptă. Și povestea el 2 Corinteni, capitolul 11, prin ce a trecut. Cum zicea o beată soră peste care au trecut multe necazuri, zicea, frate, numai trenul n-a trecut peste mine, în rest toate. Hai să observăm câte și ce au trecut peste Apostolul Pavel. 2 Corinteni 11, de la versetul 23. Temnițe, lovituri fără număr, primejdii de moarte, de 5 ori am căpătat de la iudei 40 de lovituri fără una, de 3 ori am fost bătut cu nuiele, odată am fost împroșcat cu pietre, de 3 ori s-a sfărâmat corabia cu mine,
O noapte și o zi am fost în adâncul mării, deseori am fost în călătorii, în primejdii din Peru, în primejdii din partea tâlharului, în primejdii din partea celor din neamul meu, în primejdii din partea păgânilor, în primejdii din cetăți, în primejdii din pustie, în primejdii din pe mare, în primejdii dintre frații mincinoși, osteneli, necazuri, foamete, frig, lipsă de îmbrăcăminte. Apostolul Pavel a suferit și noi, spunea Apostolul Pavel, vom avea parte de așa ceva. Iată regula generală, 2 Timotei, capitolul 3, versetul 12. De altfel, toți cei ce voiesc să trăiască cu evlavie în Hristos Iisus vor fi prigoniți. Problema se pune ce atitudine avem în asemenea situație. Să vă prezint un caz, cum ar trebui să privim noi aceste ocazii. Un bărbat tânăr s-a dus undeva la un local să comande ceva, era o cofetărie, patiserie, ceva de genul acesta. Fiind acolo cu logodnica sau soția lui, oricum era ceva la început, și știți, așa vrând să se dea mare, deja era într-o funcție oarecare acolo în urbia aceea, a cerut ceva de genul, dă-mi două înghețate la trei pahare. Era vânzătoare, o credincioasă, care a zis, dacă ai glume în program, vii mai târziu. El s-a supărat, s-a întins peste teșghia și a dat o palmă. Ea l-a servit, a tăcut. I-a luat la urmă numărul de la mașină și soția lui a zis, auzi, după cât am văzut-o, să știi că asta e soră cu, și era vorba de cum e la pocăiți cu familii mari, dintre care unii fuseseră sportivi și nu chiar toți pocăiți, zice, vezi că mă tem că ai încurcat-o. El și-a dat seama în urmă, a luat 5 milioane, s-a dus la fată să-i le dea, ea a zis, nu-mi trebuie, a lăsat totuși pe teșghea. Și într-adevăr, dintre frații aceia, cei ce erau mai firești, a zis, asta nu-s că rămâne așa, cel puțin 100 de milioane, dacă nu altfel. Dar unul din ei, care era pocăit, era mai mare între ei, îl lămurește pe cei doi cu versete din Biblie, le explică. Oarecum se lasă înduplecați, ajung să negocieze și frații lui spun, ai, rămâne 50 de milioane. Și el spune, nu-i bine nici așa. Cum nu-i bine? Și vă spun eu cum e bine, zice la unul dintre ei, dă 2,5 milioane, 2,5 milioane pun eu și mergem să-i ducem cei 5 milioane înapoi. Se duc acasă, îl caute, nu era acolo, era la un naș undeva, stăteau sub o ciupercuță să servească ceva, stătea acolo lejer, când i-a văzut, parcă a luat poziția drept, s-a dus repede spre ei, spune, vă rog, nu aici. Știu că vreți să vă încheiați conturile cu mine, vă rog, nu aici, nu mă faceți de rușine, suport. Și a zis, fii liniștit, hai să bem un suc. Și când a văzut că îi dau bani înapoi, a spus, dar nu înțeleg. Și fratele zice, auzi, și eu am fost tânăr și mai nepriceput, așa, dar las, noi suntem pocăiți. Dar cum, da? Vă erau banii fetei. Auzi, las, ăștia-s banii tăi. A primit o lecție și îmi povestea acel frate, apoi peste câțiva ani, acel om a ajuns un șef care i-a recompensat pe pocăiții aceia doi ce i-au dat câte 2,5 milioane înapoi și a putut să spună cel ce a răbdat, să zic așa, paguba și sora lor, auzi, bine ne-a învățat fratele nostru mai mare, că cine știe dacă noi ne răzbunam atunci, dacă în poziția în care el a ajuns el acum, nu s-ar fi răzbunat și el? E foarte important cum conceptualizăm noi suferința, cum o gândim. Știți ce spunea Domnul Hristos când a fost arestat? Eu dacă rog pe Tatăl, câți îngeri îmi pune la îndemână? Se spune că un credincios trecea printr-o pădure și un bandit s-a apropiat de el și a spus, repede, banii. Și vezi că dacă încerci să opui rezistență, numai un șuierat aduce lângă mine alții. La care credinciosul zice, auzi, eu dacă trebuie banii ți-i dau, dar eu numai dacă suspin odată vin îngeri.
pentru că eu sunt credincios. Și dacă Domnul mă lasă, asta El va decide să cad sau nu în mâinile tale, să-mi iei sau să nu-mi iei. Deci noi trebuie să pornim la drum după Domnul, uitându-ne că El a mers cu cruci în spate și noi nu putem merge fără ea. Ar însemna că nu mergem pe același drum și nu avem aceeași destinație. Spune Petru în epistola sa, 1 Petru capitolul 3, versetele 17 și 18, căci este mai bine, și ascultați cum sună textul, dacă așa este voia lui Dumnezeu să suferiți pentru că faceți binele decât pentru că faceți răul. Hristos de asemenea a suferit, El cel neprihănit, slăvit să-i fie numele. Și noi vom fi slăviți la vremea potrivită, dar până atunci să știm, așa cum scrie și în 4 cu 19 aici, așa că cei ce sufăr după voia lui Dumnezeu, în cazul suferinților noastre pentru Domnul, ceea ce dictează măsura suferinței, durata durerii, este voia lui Dumnezeu. Așa că cei ce sufăr după voia lui Dumnezeu, să-și încredințeze sufletele credinciosului ziditor și să facă ce este bine. Spunea un frate care avea în față niște anchetatori și în același timp niște oameni brutali care în timpul anchetei îl și băteau. Și a zis, eu vă văd doar ca pe niște piese dintr-o structură, dintr-un ansamblu de prelucrare a ființei mele și stăpânul meu deasupra apasă pe butoane sau ca și cum ar trage sforurile sau le-ar lăsa mai legere, pentru că voi nu executați decât ceea ce are El în plan. Dacă Dumnezeu vrea ca eu să fiu achitat, nici măcar să nu fiu amendat, Dumnezeu așa va decide. Dacă Dumnezeu vrea să sufăr cât, ce și cum, El va decide întâi și voi veți executa. În al doilea rând, vreau să observăm că suferințele generale, o naștere, de la o durere de măsele și până la orice suferință, inclusiv durerile trecerii din viață, cei credincioși le suportă mult mai ușor. Pentru că vă rog să vă gândiți, nu-i totuna să fii singur la spital, să nu te viziteze nimeni, sau să ai lângă tine nevasta, bărbatul, copii, cineva care să te mângâie, să-ți umezească fruntea, să-ți dea un pahar de apă. Dar mai presus de prezența oamenilor în asemenea situații, Dumnezeu are îngeri și pe Duhul Sfânt care e mângâietor. Și suferințele, în modul general, sunt mai ușor suportate de noi. Așa cum observam prin diferențierea dintre noi și cei de afară. Dumnezeu se asigură că noi putem suporta acea durere, ne-o alină, asta din punct de vedere fizic, dar apoi din punct de vedere sufletesc, a nu te mustra conștiința. Atunci când știi că suferi pe nedrept, ai pace. Dar dacă te știi vinovat, suferi și pe dinăuntru și pe din afară. Nu înseamnă că în suferință noi înțelegem totul, dar dacă nu te mustră conștiința și dacă Dumnezeu toarnă balsam de vindecare sau cel puțin de alinare, suferința se suportă mult mai ușor. Iată ce spunea Iov, un om care a suferit mult. Capitolul 6 al cărții sale, versetul 2. Oh, de-ar fi cu putință să mi se cântărească durerea, era mare, și să mi se pună toate norocirile în cumpănă. Ar fi mai grele decât nisipul mării, de aceea îmi merg cuvintele până săgețile cele tot puternic m-au străpun, sufletul meu le suge o travă. Dar ascultați chiar în condiția aceasta ce zice el de la versetul 9. De-ar vrea Dumnezeu să mă zdrobească, întindă-și mâna și să mă prăpădească. Îmi va rămâne măcar această mângăiere, cum la intensitatea unei asemenea dureri mai există mângâiere? Da, ascultați în ce constă mângâierea, în liniștea conștiinței. Această bucurie în durerile care mă copleșește, că niciodată n-am călcat poruncile celui sfânt. Știa că Dumnezeu nu poate fi supărat pe el pentru că s-a ferit de păcat, așa cum scrie la începutul cărții sale, era neprihănit și se abătea de la rău.
Iată, citim în Psalmul 41. De la versetul 1. Ferice de cel ce îngrijește cel sărac. Versetul 2. Domnul păzește, îl ține în viață, el este fericit. Versetul 3. Domnul îi sprijinește când este pe patul de suferință. Îi ușurezi durerile în toate boalele lui. Și cunoaștem situații în care frații au suportat mai ușor durere. În același salon, cum știți că sunt grupați pe secții în funcție de boli, credinciosul suporta durerea, celălalt urla o față speriată. De ce? Fizic și spiritual, Dumnezeu ne îndulcește paharul de amar când trebuie să îl bem. Psalmul 119 ne vorbește din nou în versetul 143. Știți, în spital, credincioșii, de regulă, dacă te duci și vizitezi, au Biblia acolo lângă ei. Și asta îi ajut. Ascultați. Necazul și strântorarea mă ajung, dar poruncile tale sunt desfătarea mea. Și se mângâie citind în Biblie. Bieții ceilalți pacienți se mângâie, ar vrea, cu televizorul din salon. Dar de la televizor cu ce să te mângâi? N-ai cu ce. Din Scriptură găsești cu ce să-ți alini durerea. Iată cum descria Pavel, de data aceasta în altă scrisoare, 2 Corinteni, capitolul 1, ceea ce a suferit el și cum vorbea la modul general despre suferință. 2 Corinteni, capitolul 1, citesc de la versetul 3. Binecuvântat să fie Dumnezeu, Tatăl Domnului nostru Iisus Hristos, Părintele îndurărilor, Dumnezeu oricărei mângâieri, care ne mângâie în toate necazurile noastre. Pentru ca prin mângâierea care noi suntem mângâiați de Dumnezeu, să putem mângâia pe cei ce se află în vreun necaz. Căci după cum avem parte din belșug de suferințe lui Hristos, tot așa, prin Hristos avem parte din belșug și de mângâiere. Adică este o cotă direct proporțională cu durerea prin care Domnul ne mângâie. Și vorbea el aici că la un moment dat s-a temut că moare. Dar privind în viitor, mângâierea era mai mare. Și cu aceasta trec la o altă idee. Fericirea suferințelor celor sfinți constă și în speranța că ei vor ajunge la fericire absolută și mai mult, că suferințele acestea sunt aducătoare de slavă suplimentară. Noi putem suferi diferit, cum spuneam, în funcție de vremea, de libertate sau de persecuție. Dar Scriptura spune foarte clar că aceste suferințe vor fi premiate de Domnul. Strălucirea celor ce sufăr este mai mare. Și sub acest aspect, să luăm o comparație, unii oameni aleg să muncească în condiții mai grele pentru un salar mai bun. Nu că le place să lucreze în subteran sau în condiții grele, dar se gândesc la o pensionare mai timpurie, la un salar și la o pensie mai mare. Dar în viața asta e mai multă muncă decât ani de pensie, dar raportat cu veșnicia. Ascultați ce spune Pavel în Roman, capitolul 8, versetul 18. Eu socotesc, și a făcut socoteala unul care a suferit, nu unul care n-a suferit, să zicem că a greșit la calcule. Eu socotesc că suferințele din vreme de acum nu sunt vrednice să fie puse alături de slava viitoare, care are să fie descoperită față de noi. Tot Pavel spunea, 2 Corinteni, capitolul 4, un cuvânt care obișnuim să-l citim la înmormântări sau celor care sufăr pentru a încuraja, a întări, versetul 17, căci întristările noastre ușoare de o clipă lucrează pentru noi, adică sunt în avantajul nostru, o greutate veșnică de slavă. Pentru că noi nu ne uităm la lucrurile care se văd, ci la cele ce nu se văd. Că lucrurile care se văd sunt trecătoare, pe când cele ce nu se văd sunt veșnice. El nu vrea să spună că suntem iluzioniști și facem abstracții de durere, dar o comparăm în așa fel încât
ne dăm seama că nici nu merită a fi comparat. De-aia zice, nu ne uităm la cele ce se văd. Le-a văzut, nu poți să suferi și să nu știi. Dar în raport cu ceea ce ne așteaptă sus, dovada este că se merită. În Psalmul 119 avem iarăși două versete, 49 și 50, care din nou îl fac pe cel credincios să fie tare în suferință privind la viitor. Și la faptul că Dumnezeu aici ne promite că se îndură de noi, cum așteptam eu odată să se îndure Domnul de mine și am visat într-o noapte când zice un proroc în rugăciune, du-te și spune la Iosif că n-am uitat, vin și-l vindec. Pentru că uneori Dumnezeu întârzie, dar în așteptarea asta e ca și când aștept să vină să-ți facă o injecție de calmante sau știi că se termină durerea. Citim din 119 cu 49 și 50. Adu-ți aminte de făgăduința dată robului tău în care m-ai făcut să-mi pun nădejdea. Aceasta este mânghierea mea în necazul meu, că făgăduința ta îmi dă iarăși viață. Și necazul poate fi suportat mai ușor în perspectiva unui viitor, fără suferințe și de mare valoare. Să citim și din Evrei, capitolul 10, pentru a observa alt fel de suferință. Știți că Iov mai întâi a suferit pierzându-și toată averea. A fost munca de o viață. Și asta este o suferință, nu doar boală. Evrei 10, citim de la versetul 32. Aduceți-vă aminte că în zilele de la început ați dus o mare luptă de suferințe. Pe de o parte, era spus ca priveliște mijlocul ocărilor și necazurilor și pe de alta v-ați făcut părtași cu aceia care aveau aceeași soartă ca voi. În adevăr, ați avut milă de cei din temniță, probabil li s-au luat și lor averile, li s-a luat și libertatea, ați primit cu bucurie răpirea averilor voastre, ca unii care știți că aveți în ceruri avuție mai bună care dăinuiește. Iată cum nădejdea viitorului i-a făcut în stare să suporte toate acestea. Și în ultimul rând, credincioșii sufăr mai ușor și atunci când sunt pedepsiți de Domnul. Pentru că și aceasta este în favoarea noastră. Chiar când suferim pentru vinovăția noastră și Domnul vrea să-și încheie conturile cu noi aici. Scrie în Evrei, capitolul 12, versetul 11, este adevărat că orice pedeapsă deocamdată pare o pricină de întristare și nu de bucurie. Dar mai pe urmă, aduce celor ce au trecut prin școala ei roada dătătoare de pace a neprihănirii. Deci suferința ca pedeapsă este o școală. Și uneori nu le place la elevi sau la studenți la școală, mai cu seamă când se dau teste grele, dar în urmă când se văd cu diploma, se vor lăuda cu cele mai grele examene. Cum le-au luat cu bine. Și sub acest aspect, suferința în cazul nostru e tot o fericire. Adică e aducătoare de fericire. În Psalmul 94, versetul 12, este un cuvânt de mare valoare. Și mi-am amintit, recitind acest verset, că fratele Simeonuc avea de aici o predică. Spunea el despre categorii de oameni fericiți, între care și aceștia, 94 cu 12. Ferici de om pe care îl pedepsești tu, Doamne, ca să-l înveți din legea ta. Că uneori predicile nu-s destul. Dar Dumnezeu ne administrează lecții și e o fericire. Da? Nu facem și noi așa cu copiii noștri, zicea acolo în Evrei 12. Pentru că nu iubim, dimpotrivă. La fel și Dumnezeu acționează așa, spre binele nostru și când constați aceasta, vei spune, a fost bine așa. Așa nota și Solomon, Proverbe, capitolul 3, versetele 11 și 12. Fiule, nu disprețui mustrarea Domnului.
Și nu te mâhni de pedepsele lui, tu trebuie să fii fericit când te pedepsește Domnul. Nu mâhnit, numai pe moment mâhnit, până îți dai seama, atâta tot. Căci Domnul mustră pe cine îl iubește, ca un părinte pe copilul pe care îl iubește. În urmă ne dăm seama și suntem liniștiți. Să ne amintim de Apostolul Pavel, care a avut de învățat o lecție cam lungă. Știți că i-a fost pus un țepuș în carne și l-a purtat mult, tot cu scop bun. S-a rugat, nu i-a plăcut, ca om, fizic vorbind. Dar Dumnezeu i-a spus, e aducător de har. Altfel ar fi putut face unele greșeli și cu siguranță ar fi putut fi ciuntită din răsplata de sus. Să nu uităm așadar că suferința este omniprezentă, dar cu intensități diferite. Suferințele celor ce sunt împreună cu Domnul sunt suportate mult mai ușor, pentru că Domnul este lângă noi, ne mângâie. Suferințele noastre sunt purtătoare de mare dobândă și noi ne îndreptăm spre un viitor cu fericire absolută. Și chiar dacă trebuie să suferim pentru că am păcătuit, și aceasta este tot spre binele nostru. Încheiem observând din Biblie că Duhul Sfânt asigură în permanență asistența noastră în suferință. Ne dă puterea să o suportăm chiar cu bucurie și din Scriptură aflăm, cum deja am văzut, că suferința pentru Domnul este un har. Vă citesc din cuvintele Apostolului Petru, 1 Petru 2:20. Dacă suferiți când ați făcut ce este bine, lucrul acesta este plăcut lui Dumnezeu. Ori dacă la Dumnezeu îi place, trebuie să ne placă și nouă. După cum scria Apostolul Pavel în Filipeni, capitolul 1, versetul 29, căci cu privire la Hristos, vouă vi s-a dat harul, nu numai să credeți în El, ci să și pătimiți pentru El. Ori dacă e har, nu poate să fie o pacoste, este o fericire, este ceva plăcut lui Dumnezeu. Cred că este dovada în fața universului întreg, a îngerilor aleși și a celor căzuți și chiar a umanității, că noi ne-am dezis de rău, acceptăm să suportăm rigorile lui temporare și vrem să ne afiliem cu Dumnezeu pentru eternitate, oricât de mare ar fi prețul. Rămânem tot în epistolele apostolilor și închei cu două versete, Iacov 5:11. Iată, și eu aș include într-o paranteză aici în verset, iată de ce, potrivit cu ceea ce am studiat, noi numim fericiți pe cei ce au răbdat. Iată de ce, privind la viitor, la mângâiere, la toate. Aici este dat exemplul lui Iov și 1 Petru 3:14. Chiar dacă aveți de suferit pentru neprihănire, ferice de voi, și insistă Petru, n-aveți nicio teamă, nu vă tulburați. Cu alte cuvinte, dacă e ferice, nu te tulbura. Dacă este ferice, nu te teme. Ferice de voi. Și vom vedea în lecția viitoare, când vor vorbi despre fericirea împărăției lui Dumnezeu, când se leagă fericirea suferinței de slavă, într-adevăr ne dăm seama că este fericire. Chiar dacă Dumnezeu a pedepsit femeia să sufere de la naștere și chiar dacă viața se încheie tot cu suferință, se merită pentru Domnul și cu Domnul, slăvit să fie în veci. Amin.